la ora 12 fără 6 minute, a venit la mine cineva și după 16 boteze pe care le-am făcut, a venit cineva la mine și a spus, eu vreau să mă botez. La 12 fără 6 minute s-a întâmplat în apa ortului, la ort. Și ce s-a întâmplat? Domnul Mărești, maximă atenție. Ce s-a întâmplat la ora aceasta, la 12 fără 6 minute, să vii, să-L primești pe Domnul? Și a spus așa. Eu nu sunt pocăit și mi-am adus copilul la mine cu vântat. Și l-am închinat Domnului și l-am dat Domnului copilul. Am visat că a venit răpirea. Și copilul meu, din bătuțul lui, a plecat către Domnul. Și m-am dus să-l caut unde l-am pus. Și nu l-am mai găsit, că el a plecat la Domnul cu toți pocăiți. Eu vreau să-L primesc pe Iisus Hristos, acolo unde va fi copilul meu în cer, să fiu și eu cu el împreună. Bobby, Ilie și Lola au făcut demersuri foarte mari și costisitoare pe baza lui Solomon. S-au cheltuit. S-au cheltuit și au pus totul la dispoziție, plus efortul de muncă de câteva zile bune, de când tot au făcut curățenie și totul să fie frumos. Dar răspund ceva, și ții și nu te risc. Dacă în seara aceasta vine răbirea bisericii, Solomon va merge în cer. Va fi alături de toți pocăiții, Solomon. Pentru că ce faci tu acum, ce faci tu acum, știi ce faci? Îl dai în brațul Domnului Iisus. Și dacă răbirea se face, sau de sunetul, când vei conta pe Solomon și pe frumoasele acestea care sunt lângă tine, fetele tale așa de frumoase, toate vor merge în cer, vor auzi trânița și vor merge în cer, și tu cu devisa vei spânge amarnă. Iubești pe Solomon. Merită în prezența Domnului și din față. Ne ridicăm cu toți, pentru că nu vrem să lucim. Ia vino și lumea în pagină. Alege un copil foarte frumos și Dumnezeu să-L binecuvinteze. Aș vrea să te întreb un lucru și trebuie să înțelegeți. Un Solomon astăzi capătă binecuvântarea Domnului. Aș vrea să te întreb, ai auzit că are să vină răpirea și pocăiții vor pleca la cer? Vor pune un de lemnul semnul închinării. Solomon e al nostru acum. Știi de ce este al nostru? Pentru că el este închinat Domnului. Și aș vrea să te întreb, poți să mai fii fericită tu sau tu copii? Puteți să mai fiți fericiți? Dacă se va face răpirea bisericii, să rămână sigur, vreți să fiți cu ei împreună? Vreți să fiți cu ei împreună în cer? Da? Fratele Roman să organizeze frații, păstori, lucrători. Pentru că am să vă spun la toți un lucru mare. Ne bucurăm că ne încredințăm copiii în mâna Domnului și posibil să ajungă copiii în locul ceresc și noi să plângem amarnic. În această seară doresc orice mamă să fie alături de copiii ei și biserica să spună amin. Orice tată să fie alături de copiii lui. Fiți o familie unită și pe pământ. Și fiți o familie unită și în cer. Amin? Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze astăzi pe Solomon. Pentru ridicare de mână, cine dorește binecuvântarea lui Solomon? Glorie Domnului! Glorie lui Iisus!
Solomon, tu astăzi, tu nu vei înțelege ce facem noi astăzi, dar noi te ajutăm să te încredințăm în mâna celui ce-ți va purta de grijă toată viața ta. Slăvit să fie Domnul Iisus! Să binecuvinteze Dumnezeu rudele apropiate, rudele depărtate care sunt alături de Solomon, părinții de asemenea și brațele care vor purta pe brațe, să fie binecuvântate de Domnul, acele brațe îl vor ține pe Solomon până la vremea de creștere. Dumnezeu de asemenea să binecuvinteze Biserica Muzicescu pe fratele Angel, pastorul bisericii, să binecuvinteze Dumnezeu întreaga asistență astăzi în prezența Domnului, să ne bucurăm în un suflet. Este chemat să fie închina Domnului. Închinați-vă copiii Domnului și nu închinați drogurilor și nu închinați prăhărilor și nu închinați copiii voștri la alte mizerii. Să nu vă bucurați când copiii învață prima vorbă de înjurătură. Să nu vă bucurați. Să nu vă bucurați când copiii voștri prima dată rupe primele cuvinte când înjură. Înjură acum și vor înjura când vor fi mari. Opriți de la înjurături. Să nu aveți o fericire când spuneți copilul meu, știți să arăți cu degetul. Să nu aveți nicio bucurie. Să nu aveți bucurie nici fericire când copiii voștri arată cu degetul. Să nu aveți bucurie. Arată cum și vor arăta toată viața lor. Opriți-i de la aceste gânduri și de la aceste lucruri pentru ca să-i aveți cu voi 100% în cer. Amin, Biserica Domnului? Amin, copiii Domnului? Doriți să fiți cu copiii voștri o familie unită în cer? Doriți să participați la cea mai frumoasă nuntă? Glorie Domnului! Prezența lui Iisus este aici. Și Duhul Domnului s-a coborât peste noi și cred că prezența lui Dumnezeu este peste Solomon și toată slava lui Dumnezeu se îndreaptă peste el datorită faptului că el urmează să fie un copil binecuvântat de Domnul. Credeți că slava Domnului este aici? Credeți că slava lui Dumnezeu este aici? Credeți că Dumnezeu va binecuvânta pe Solomon? Credeți că binecuvântarea Domnului va rămâne peste Solomon? Credeți că îndurarea lui Dumnezeu va fi peste părinții care l-au adus pe Solomon și peste bunici? Eu cred lucrul acesta. Am un motiv să cred. Să vină în față. Păstor și lucrător, cum ați organizat voi și Dumnezeu să vă binecuvânteze? Vreau să vă arăt după Scriptură o binecuvântare. Am pus mâna pe el, Biblia spune că pe tot ce vom pune mâna, va fi binecuvântat, slăvit să fie Domnul. Copilul e deja binecuvântat, dar noi trebuie să citim cuvântul Domnului și toată biserica să zică amin unde este nevoie și Dumnezeu îl va binecuvânta negreșit. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiii lui, și spune-le, așa se binecuvântează cu copiii lui Israel să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească Solomon. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, să îndure de tine Solomon. Amin. Domnul să-ți înalță fața peste tine, să-ți dea pacea Solomon. Amin. Astfel să pună peste copii, peste numele meu peste copiii lui Israel, și eu voi binecuvânta. Amin. Fratele Bâțu, să vă rugă Domnul. Tată scump, venim să-ți mulțumim. Când după masa zilei de adu, Doamne, ne-ai chemat la părtășie, Doamne Dumnezeule, o, la acest picut Solomon, Doamne, că mi-ai dat, l-ai dat prin făgăduință, Doamne. Te-ai dus noaptea în vis la fratele Bobe, și ai spus prin vis de noapte, Doamne, nevastă-ta va naște un copil de cui numele Solomon. Aleluia, și când s-o trezit în somn, fratele Bobi, așa i-au pus numele. A venit Solomon pe nume și i-au pus numele Solomon. Mă rog ca Domnul să-l binecuvinteze pe Solomon, să-i binecuvinteze cugetul minte,
să-i binecuvintez urechiușele lui, să-i binecuvintez ochișorii lui, să-i binecuvintez mânuțele lui, să-i binecuvintez picioarele lui. O, să fie purtătorul de vești bune la vremea hotărâtă, dar mai rog pe Dumnezeu cel mai mare mădular, să-i binecuvintez ceasul, inima fratelor. Dumnezeu l-a binecuvântat, fratelor, și vă face o scăldătoare. O, binecuvântarea nu o dăm noi, o dă Domnul. Noi, ca niște roga Domnului, suntem datori să citim cuvântul, să ne rugăm pentru micuț, iar binecuvântarea vine de la Domnul. Această binecuvântare, care fratele Bobi cu sora de Elisa l-a adus la binecuvântarea și l-a dat Domnului, îi va ține până la 18 ani, când se va comori el singur, apă botezului lăuna să fie Domn. O, Dumnezeu să binecuvânteze toată asistenta, fratelor! Dumnezeu să binecuvânteze bunicii, fratelor! Patru bunici, acel doi părinți, Doamne! Cortului locuiește Solomonul, Doamne! Să ne să îngerul la ușa cortului, să pui de la pelul de biruință! Și noi vom dăuda și vom binecuvânta, de va fi, Doamne! O, să nu fie ploaie pe fața pâncan Sarepta! Dumnezeu îi va trimite pâinea ca somnul Solomon. Crede-m, Doamne, după cuvântul Tău și noi te vom lăuda și te vom binecuvânta. Să-L crești pe Solomonul, Doamne, iar pe mama lui Solomonul, Doamne, să o binecuvintezi. Amin. Să-i binecuvintezi sânul, Doamne, amin, care lăptează pe micuțul Solomon. Aleluia. Oh, și dacă mai sunt mădulare bolnave în urmă nașterii, mă toarnă un de lemn, Doamne, din cornul meu! Dacă fii mea bolnavă din 12 ani, s-o atingi de poală, haine trașă și mătuită! Robi-te astăzi, Doamne, îi va face ungerea la sora noastră și toată lucrarea o încădințăm în mâna Ta! Credințăm, Doamne, că după acest picus vor vedea două haine ale pregătite, care ne vom băca două pomi și pudenița. Și biserica va fi mărturie și noi vom lăuda. Acum pune cuvântul Domnului. O zi, Domnul, lăsați copilașii să vină la mine. Când părăței ca lor, ucenici o pe. Eu luat în brață, eu binecuvântat, punându-și mâinile peste ei și le-o dat mamilor în brață, lăudați să fie Domnul. Amin. Creșteți în frică și temeți Domnul. Frate, pui cuvântul. Copiii în viața noastră sunt speranță. Bobby Solomon va fi o speranță pentru tine. Aleluia! Vei avea un sprijin. Solomon va fi o binecuvântare în cultul tău. La vreme de bătrânețe, dacă nu va veni Domnul, Solomon va fi ajutorul tău. Aleluia. Solomon, tu nu înțelegi acum dacă vei fi mare. Vei înțelege că un de lemnul sfânt a fost peste tine. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, te un de lemnul acesta de bucurie. Scumpă să fie viața ta înaintea lui Dumnezeu. Solomon, dacă nu va veni Domnul Solomon și mama ta va fi în vârstă și neputincioasă, că nu va aduce pâine lui Bobby și lui Denisa nimeni, aceste mânuțe care eu astăzi le umplu, să aducă pâine și să deschizi ușa la bătrânețe, părinții. Picioarele acestea să deschidă și să umple în casa părinților la vreme de bătrâneți. Solomon, să fii păzit de foc, să fii păzit de ape, să fii păzit de accident. Numele Domnului să fie păzit. Să-ți
dea Dumnezeu înțelepciunea lui Solomon. Să facă să lumineze fața lui peste tine și să-ți dea pacea, Solomon. Să binecuvinteze Dumnezeu pe mama ta care te-a dus pe lume. Să binecuvinteze Dumnezeu pe Ilie și pe Dola. Să binecuvinteze Dumnezeu familia voastră. Numele Domnului să fie peste tine, Solomon. Dacă va fi rugină în grâu, dacă cerurile vor fi închise, când îți vei înălța glasul, Solomon, către Dumnezeu, Domnul să-ți deschidă zăgazul cerurilor, să toarnă peste tine binecuvântare și sănătate să-ți dea Domnul până va veni El. Bolile incurabile să nu se atingă de ființa ta și de mădularele tale, să fie ocrotit și pățit de Dumnezeu. Și astfel, numele Domnului să fie peste tine și să-ți dea binecuvântarea. Tovesa stălesto, bărtalo, hailo, valo. Amin. Solomon, s-au descrețit atâtea frunți pentru numele tău astăzi, că a fost binecuvântarea Domnului peste tine. Solomon, în viața ta să faci pe toți veseli, să veselești pe toți care vei sta cu ei împreună. Cum ne-am veselit și ne-am bucurat astăzi în prezența lui Dumnezeu la binecuvântarea ta, tot rostul vieții tale până va veni Domnul, pe toți din jurul tău să-i faci veseli. Să binecuvintezi, Doamne, pe Solomon. Să reflectezi iubirea ta din cer peste el. Să lași binecuvintarea ta în continuare peste el. Să binecuvintezi, Doamne, cu viață lungă până vei veni tu pe norii cerului. Să faci parte familiei, să se bace cu tine, Doamne, să vină la tine și să-i binecuvintez. Să binecuvintez Dumnezeule Tată hrana lui, să binecuvintez îmbrăcămintea lui, să binecuvintez norul de noapte peste Solomon, să binecuvintez Dumnezeule Tată din cer, brațele care îl ține pe Solomon, să lași binecuvântarea ta peste Solomon și tu să-l binecuvintezi cu pace, bucurie și sănătate. Îl încredințez în mâinile tale pe Solomon, să lași bunătatea și credincioșia ta peste el, să binecuvintezi pe Jiva împreună cu toată familia lui, să binecuvintezi Dumnezeule Tată din ceruri, pe toți care au venit aici, Doamne, la bucuria aceasta, astăzi 30 mai 2018, este ziua binecuvântării lui Solomon. Fii binecuvântat de Domnul, te încredințezi prima dată în mâinile Domnului, apoi te încredințezi în brațele părinților și Domnul să te binecuvânteze. Amin. Unde-i părinții? Sora Lola, împreună cu fratele Ilie, am înțeles că dorința lor este să mai rămâneți. Doresc în continuare, până la plecare și până la plecare ultimului suflet de aici, să plece cu bucurie și cei care se vor îndrepta spre Sibiu, să vă binecuvinteze Dumnezeu călătoria, să binecuvinteze Dumnezeu călătoria spre, pentru frații care se vor îndrepta spre Arad, dar să binecuvinteze Dumnezeu și călătoria mea la București. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți care ați venit din diferite zone ale României, durarea și binecuvântarea Domnului să fie peste voi.